Salutare tuturor, mai și bine v-am găsit la un nou episod. Data asta a avut ca ceva Skype Progress și am ajuns la episodul cu numărul al 5-lea și se vede că am evoluat destul de mult pe această serie. Iar în acest episod o să mergem să minăm ceva minereuri pe aici, pentru că am găsit o zonă în care putem să minăm. De fapt, la începutul seriei știam de ea, dar între timp am uitat și acum mi-am adus aminte. Și da, aici am mai făcut un chest, am mai pus ceva obiecte și vreau să iau lopata, ceva de mâncare am. Vreau să fac neapărat și încă un pickaxe. Aici mai avem ăsta de coal și hai să mergem la spawn să vindem toate astea. În primul rând o să mergem aici, nu aici, în partea dreaptă. Putem să mergem de exemplu la shop și este aici Mines and Monument, deci pot să mă duc și acolo. Hai să mergem la shop, în dreapta este aici, și să vindem din nou 16, mai trebuiau două bucăți. Da, bun, avem ceva bani, 160, e în regulă. Și vreau eu să mă duc, stai, sunt aici, da, la Warp Mines and Monument. Și ne-a dat aici, într-o zonă, în care ne scria parcă undeva aici, nu poți să-ți construiești casa aici și, nu, și poți să minezi în zona aceasta. Bun, mai multe chestii pe aici. Și eu pot să minez aici, practic pot să iau tot iron-ul, toate obiectele. Și, într-adevăr, este foarte bine că ne dă jocul acesta niște iron. Uitasem sincer să fiu că există și acest warp și sunt mai multe warpuri, o să le descoperim în episoadele următoare. Și aici sunt și monumente, o să trebuiască să le găsim, nu știu exact cum arată, dar o să vedem. Hai să ne mai plimbăm pe aici să vedeți cum arată zona. Avem și o găină, de-aia am și un ou. Dacă mai au mai multe ouă ar fi perfect, pentru că practic o să poți face o fermă și este destul de bine. Bun, hai să mergem noi aici. N-ar fi bine dacă aș cădea jos, dar, da, uite, avem și un Enderman, să ne uităm la el. Pot să iau căul destul de mult și să-l vând, pentru că căul, nu am nevoie de mult căul, chiar nu am ce să fac cu căulul. Și pot să iau multă piatră, destul de bine aici, chiar este foarte bine că am găsit și noi o zonă de asta în care putem să minăm și este foarte tare acest warp. Chiar îmi place ideea. Să poți mina așa, nu sunt foarte multe minereuri, nu sunt diamante direct la vedere, sunt niște minereuri obișnuite, de exemplu iron-ul este foarte bun și coal-ul, deci este perfect. Nu știu dacă o să găsesc gold sau ceva și o să trebuiască să fac pickaxe de iron, dar o să vedem. Oricum avem suficient iron, nu știu, nu cred că o să vând iron, nu cred că are rost. Eu sincer aș vrea să nu mor de la enderman-ul ăsta pentru început și după voi vedea ce vom mai face. Mi se sparge și pickaxe-ul. Așa, am luat 18 bucăți de iron, destul de multe. Hai că mi s-a spart și 16 de coal. Mă, o să facem ceva bani cu coal-ul. Iron-ul nu-l vând, pentru că n-are rost să vând iron. Și o să-mi pot să-mi iau ceva generatoare de alea de minereuri, cum ar fi diamant sau cine știe ce vreau eu. Nu știu dacă o să vreau de iron, având în vedere că deja am ceva. Și uitați că sunt mai multe blocuri pe aici. Nu știu, cred că ar trebui să și cobor. A, dar stai mă că văzusem eu ceva acolo și am uitat. Văzusem un monument sau nu cred că e monument. Hai să ne uităm noi totuși la enderman-ul ăsta. Quartz block. A, da, este un bloc de quartz, practic. Nu face nimic, mă, câți monștri acolo. Și sunt multe minereuri. Din câte văd, nu cred că am cum să mă duc acolo. Deși era bine. Dar da, tot ce ar trebui să fac eu acum să nu mor, să nu cad cumva în void, că nu e bine. Hai să vedem mă, ce mai se întâmplă pe aici. Uite un cal, nu am nicio șa, cred. Hai, am căzut direct aici, hai să sărim în apă. Și să ne uităm de la distanță așa, să vedem unde găsim iron. Văd aici ceva iron și coal, și pe acolo. Da, oricum nu cred că o să minez tot episodul, pentru că mai vreau să mai fac, să fac ceva pe acasă. Să vedem acolo ce mai este în regulă, să mai mulțim și noi vacile acelea. Și baza mea cam am terminat-o. În episodul următor sau chiar și în episodul acesta o să facem ferma de... o fermă specială. Poate ce aici? Opa! Am primit damage, nu știu de la ce. Se face seara, hai să mergem să ne culcăm, nu e în regulă să stăm aici, că sunt foarte mulți monștri. O să vreau să fac o fermă cu tot felul de chestii, dar să nu mai fie acolo, să fie separată. Nu vreau la spawn, să spunem așa, la unde stau eu cel mai mult. Nu vreau să fie ferma acolo. Deci, da, hai la spawn.
să mergem în spate și ne culcăm. Bă, dar stai mă, că eu n-am pat. Acum îmi dau seama. Eu mergeam să mă culc, dar nu am pat. Acolo este destul de periculos. Hai să mai mâncăm ceva. Ne-a crescut și un copac de ăsta mare. Și o să vreau să iau bucata asta de wheat. Mai am una aici. Să mulțim și noi vacile astea cât putem. Nu avem foarte mult wheat, dar facem tot ce putem. Mă, aveam două bucăți de lână. Și am văzut că pot cumpăra de la shop ceva ață. Dar nu știu dacă se merită. Mai trebuie doar o bucată de lână și ață, nu mai am deloc. Hai să mai mergem aici la ferma asta, poate s-au mai strâns ceva monștri. Nu, niciunul. Trebuie mărită acolo zona. Și hai să mergem noi la spawn, să lăsăm iron-ul ăsta pentru început. Și... ia să vedem, mai am ceva lemn pe aici? Mă, nu mai am. Hai la spawn. Să mergem la spawn și la shop, să vedem dacă acolo găsim ceva ață la un preț bun. Știu că este ață, dar 75, mă, nu e scumpă. Dar poate nu există aici direct un bloc de lună. Nu există. Mă, de-o pot cumpăra dirt? Nu, nu pot cumpăra dirt. Hai să luăm astea 16, deși nu e chiar ok. Să fac o bucată de lână. Cu alea 16 puteam să fac 4, dar o să le păstrăm. Și o să mergem acasă să facem un pat și poate vom face un arc, cine știe ce vom vedea noi. Deci vreau un pat, facem așa și în sfârșit putem să ne culcăm și noi bed. Nu este chestia aia cu patul, pentru că practic suntem în 1.11, nu suntem în 1.12, pentru că așa e harta. Leave bed. Mă, ce s-a întâmplat? M-am blocat? De ce nu pot să dau leave bed? O să fac poze în schimb. Nu pot să ies din pat. Nu știu pe ce să apăs. Ce facem în situația asta? Mă. De ce nu pot ieși din pat acum? Serios, poate nu ar fi trebuit să am un pat? Sunt blocat aici. Bun, ia să vedem. Pot să dau warp? Nici să ies din joc nu pot. Ar trebui să ies direct din joc de tot. Practic. Să vedem. O să ies direct din joc. O să vedeți pentru puțin timp, practic, ecranul negru. Da? Nu știu ce s-a întâmplat acolo. De ce mi s-a blocat patul acela? Poate că l-am pus lângă chesturi sau ceva. Nu știu exact. Chiar nu pot să-mi dau seama de ce. S-ar putea bloca un pat. Imediat o să pornească jocul și o să ne jucăm din nou. Chiar acum pornește. Chiar nu pot să-mi dau seama. Bun, cred că se vede. Single player, sky progress. Și hai să ne jucăm din nou. Uite, de ce s-a blocat oare patul? Nu știu exact. Oricum, s-a făcut zi, totul este în regulă. Hai să mai luăm noi de-astea să mâncăm. Pot să fac un arc, hai să facem un arc. Parcă așa era. Da, avem un arc. Și săgeți, 8 săgeți sunt suficiente. Am fost eu la shop, dar nu am vândut toate alea. Hai să mergem înapoi să mai și minăm. Vreau să merg la shop și să văd cu cât se vinde căul ăsta. Sau nu, cred că o să vindem la sfârșit. La sfârșit, după ce facem rost de toate minereurile și putem să vindem, să le vindem pe toate. Uite niște iron aici. Bun, și o să minăm până se termină minereurile astea prin apropiere. Pentru că dacă aș sta să minez chiar tot, ar dura foarte mult. Și într-un fel e bine că durează mult, pentru că sunt multe minereuri și chiar e în regulă. Uitați cât căul este aici. Destul de mult și toate blocurile de pe harta asta le pot lua. Deci e perfect. Hai să mergem, mai văd acolo ceva minereuri, dar aș vrea să iau de aici. Și după o să ne ducem și acolo. Stai, nu sunt în, pe blocuri. Bun. Hai să luăm tot ce este aici. Știu că sunt multe. Și nu știu, să-mi fac unelte de iron sau să nu-mi fac deocamdată. Deși avem foarte mult iron, ar trebui să-mi fac. Dar nu sunt sigur, asta e problema. Dacă să-mi fac sau nu, nether brick. A, probabil trebuie să pun aici ce-mi cere. Să pun peste aia. Exact ce-mi cere blocul acela.
O să văd exact. Nu știu dacă în episodul ăsta, dar sau poate o să aduc eu niște blocuri. Să vedem dacă trebuie să le pun peste acolo sau nici nu știu ce vrea de la mine. Dați cât căul este aici, extrem de mult. Hai să ținem cobblestone-ul, să nu cumva să cadă în lavă sau ceva și să trebuiască să urcăm rapid. Nu mor aici, că asta ar fi urât. Dar luăm și căul acesta și o să plecăm, uitați cum vine lava peste mine. Da, bun, mai este ceva, mai mult căul, să mai stau să mai iau căul. Este destul de plictisitor să iei căul. Bine, pentru mine nu este, dar pentru voi. Vreau mai mult iron. Dar am crezut că într-adevăr, uite, magma. Mă, ce mă lovește, mă? Un schelet. Bun. Am crezut că nu găsim diamante rapid, dar mă gândeam că găsim și noi. Totuși găsim o bucată sau două pe aici, dar văd că nu sunt deloc. Sau nu neapărat diamante, și altceva, adică gold sau lapis lazuli sau redstone, de-astea care le poți lua cu pickaxe de iron. Bun, l-am morut pe ăla. Nu știu dacă mai sunt pe aici monștri. Hai să luăm și căul acesta, explorăm harta asta destul de mult și ne facem cu minereuri. Perfect. Deci, da, o să mai minez foarte puțin și după o să începem și alte lucruri, pentru că deja devine plictisitor și n-are rost să ține tot episodul când minăm. O să mai revin aici oricum. Sunt multe minereuri și nu ai cum să le iei pe toate într-un episod. Uitați câte sunt acolo. O să las așa. Deocamdată nu o să mai stăm. O să mai luăm și pe viitor. Nici nu mai am mâncare. Da, bun. Hai să ne urcăm acolo. Bun. Așa, avem și căul aici, cred că căul dirt. Aș putea lua tot dirt-ul ăsta să-l aduc la mine acasă. Ar fi destul de bine dacă aș putea să-l iau. Adică, probabil pot, este extrem de mult. Da. Hai să mergem la spawn. Aș vrea să mă duc eu la shop-uri și să vedem. Deci, vreau să vând căul ăsta. Cu cât se vine? 120. Am 445 de bănuți. Perfect. Pot cumpăra și diamante. Pot cumpăra un diamant cu 260. Dacă mai strâng ceva bani, pot cumpăra două. Da, destul de bine. Hai să ne întoarcem. Mai vreau să mai vând ceva? Nu cred. Iron nu am de gând să vând deloc. Și ia să vedem ce este aici. Mystical Crate. Mystical Crate. Ce face asta? Da, nu știu ce este aici, o să mă documentez și o să vedem. You can get here. Trebuie o cheie și trebuie să completez monumentele. Deci da, trebuie să ne întoarcem în primul rând acasă. Să mai fac rost de ceva mâncare, că am foarte puțină, de fapt n-am deloc. Și după o să revenim acolo, să vedem exact cum stă treaba cu monumentele. Hai să bag tot iron, avem 38. Destul de bine. Deci, da, hai să ne întoarcem. Adică n-am făcut chiar așa multe. Sau nu, mă, stai să mă duc înapoi și să vedem. Îmi trebuia nether brick. Am o bucată de nether brick aici? N-am. Hai să mergem să luăm, că erau acolo. Și să vedem, poate două cheie sau ceva. Și o să ne dea niște obiecte bune. Cine știe ce ne dă, eu singur, nu? Hai să vedem, am un bloc sau doar slab-uri aici? Doar slab-uri? Ah, ba, nu, uite, un bloc. Avem și quartz. Bun, hai să ne ducem acolo să punem, să vedem dacă ne dă o cheie sau ceva de genul. Să mergem la monumentele alea. Și aici, uite, și pepene avem. Bun. Hai să mergem la Mines and Monument. Și era în spate, pe undeva pe aici. Uitați cât dirt este. O să iau și eu ceva dirt. Mă, mi se duce mâncarea foarte rapid. Poate pentru că aveam inimile scăzute și a trebuit să încarce. Gata, am scăpat de el. Nether brick. Punem noi nether brick aici. Se întâmplă ceva? Nu cred. Nu știu care e ideea. O să mă documentez și o să vedem cum stă treaba cu alea.
avem foarte mult dirt aici. Ce mă gândeam eu să fac, ca să fac fermele, să mai sap din mina aia, dar văd că avem foarte multe bucăți aici de dirt, să sap din mină, din insula mea, să mai sap acolo, în jos, și să mai iau ceva dirt. Dar văd că aici este foarte mult dirt și cobblestone, bine, nu aveam nevoie de cobblestone, că era și la noi acolo generatorul destul de bun, dar văd că pot lua și de aici. Și în episodul următor o să fac eu rost de mai multe și o să facem pentru fiecare fermă, o să punem destul de multe blocuri. Și hai să ne întoarcem. Avem aici destul de multe de astea în care am putea, de fapt pe care le-am putea pune separat și să le facem câte o fermă. Avem multe. Aș mai lua eu ceva lemn. Bun, cred că încheiem noi episodul aici, pentru că nu prea mai am ce să mai fac și am cam făcut tot ce aveam în plan. Adică, în primul rând, aveam plan să minez acolo și da, avem un copac mare aici, a crescut ăsta mare. Cred că mai este cu siguranță un bloc de la, nu mai este. Bun, punem aici așa. Și o să facem mai mult căul. Deci, da, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Baftă lume, pa!